fetili sex facili. Bă, sunt buzat? Puțină. Mamă, dacă eram foarte distanță, buz aveam așa. Aveam puțin ochii mai mari, zigomaticii mai dezvoltați, fața puțin mai subțire și fundul mare. Și așa am fundul mare. Pentru un bărbat. Dar aveam picioare drepte. Și era mai pitică cu câțiva centimetri. Cu vreo... Nu știu, pula mea. Dar era finuț. O, sunt bapul. Și cred că cură. Sau poate prea cuminte. De fapt, era mai extrem. Și mai sensibil. Dar cred că n-aș fi prins. Mă pregătea și pula mea. Bine că am să am. De fapt, eu admir femeile. În timpurile astea e de fapt un curaj să fii femeie. E un curaj ăla. Era și mai curajoasă ca noi. Citisem un studiu despre nebun. Că în ultimul timp mi-am petrecut acolo. Nu? E greșit. Unele informații sunt greșite. De ce? Spune de schizofrenie. Hai să zicem de schizofrenie. Cred că sunt mai multe aspecte ale bolilor. Să zicem numai schizofrenie. Dar hai să zicem extremism, nasol. Ca să poți să sublinezi ceva sau să descrii ceva, trebuie să accentuezi, să zicem, să ajungi la așa. Și că este de ambe sexe. Deci e cam 50-50. Nu e așa. De ce? Bă, teoria ca teoria. Da, ar trebui să fie așa. Nu. Femeile sunt mai protejate de la natură. Femeile n-au viață și... Asta o... Intuiam eu. Bă, te-am văzut acolo. Așa. La spitalul ăla. Bă, sunt mai puține femei cu dileală decât bărbați. Bă, și bărbații au avantajele lor. Sunt mai multe genii bărbați, dar și mai mult stâmpiți bărbați. Bă, sunt mulți foarte calmi, foarte echilibrați, mișto. Te asigur pe ei. Dar ăștia sunt la extremis. Pă când femeile, bă, sunt mai multe calme și mișto. Nu zic că își sar și ele de pula mea, de un pepe. Copilul ăla, că pula mea, îl mai ceartă, da. Bă, copilul ăla. Ia hai să te văd dacă el își ia și ceartă copilul, bagă-te tu. A, că... A! Te arde original, mă lăsă nervos. Și nu e nebună. E o mamă care... Na. Puțin obosită de la mă. Bă, da. Femeile astea sonate sunt nasoale. Unele sunt foarte rele. De fapt, ele nu-și dau seama asta e problema. La bărbați tot e mai riscant. Cred că și genomul era asta. Păi, hai să ne uităm. Femeile sunt echilibrate și din cromozom. Ele au doi cromozomi identici care define sexul. XX. Pe când bărbații au doi cromozomi diferiți. Deci un antagonist de în stat. Ne avem aceiași cromozomi, ne definez, nu știu ce, enzime, după aceea s-au prins geneticieni, bă, cum dracu se fac atâtea substanțe că nu e atâta informație. Undeva în genom e mai altfel, nu știu cum, hai să-l decriptăm. După așa de seama, bă, e mai mult de atât. Păi dacă în orice celulă sau în asta, e un tot unitar. Totul e tot unitar. Și știința infinită. Niciodată nu se cunoaște tot. Totul un tot,
care merge așa. Ne alergăm spre ceva și cunoaștem ceva care astăzi e așa, nu e altfel, altcumva.